Atlantia vivere, Atlantia vincere, Atlantia vittor, Atlantia vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere, Lemuria vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, Lemur, Sukha vivere, Dracona vivere, The Insect Civilization vivere, Horse and Cats vivere. Sunt un meu popor atlant, am tricoul ăsta pe care scrie sunt un atlant, trăim în Atlantida atunci când a zburat din nou. Astăzi m-am dus și m-am întâlnit cu directorul de la Banca Transilvania, căci am rămas cu 100 de lei și fiind disperat nevoie mare, am zis să fac turul băncilor din Cluj iarăși, ăla ca n-am făcut, și să iau un credit. Prima dată m-am dus la BCR acolo, rapid m-a dat afară, că au zis, măi, trebuie să fii sclav la o firmă 3 sau 6 luni, că să ai venituri legale ca și PFA și chiria din care primești 1350 de lei pe lună nu este legală, nu știu ce. Și am zis, păi mă duc la Banca Lumii, pentru că știam că ăștia finanțează proiecte europene și din 14 august anul curent se începe, am văzut pe startupcafe.ro, se începe perioada iarăși împărțită în perioade de astea de 2 săptămâni sau o lună, pentru firme, pentru persoane fizice, pentru agenții guvernamentale, pentru autorități locale, 4 axe principale, da, fonduri europene, 400 de miliarde de euro. Până în 2020, teoretic pe 7 ani, practic pe 3 ani jumate sau 4 ani jumate, pentru că se mai pierde vremea pe la noi, da? Până acum rata de absorpție e 0 și rata de absorpție e 0, pentru că ăștia de la noi încă nu au absorbit toți banii de pe exercițiul financiar precedent în 2007-2014, da? Ok, și tot am încercat anul trecut să iau fonduri europene, dar erau gata toate prostiile astea, toate termenurile scurte au fost gata până când, da? Și m-am înarmat cu multă răbdare, m-am dus la Banca Lumii, acolo am dat peste o evreică frumoasă, care mi-a spus, m-a ascultat până la capăt, că ăștia de la băncile românești nu ascultă până la capăt. Deci ăștia imediat, cum după 20 de secunde, după ce ai început să vorbești, te dau afară. Și în special femeile fac chestia asta. Și i-am ascultat cu respect, care seamănă cu respectul macedonian al femeilor pentru bărbați, până la capăt. Și i-am spus că am magazinul IHL Data Corp și IHL Space, că IHL Space mai funcționează, că vreau să fac cu firma IHL Data Corporation, că mă mai ocupă de democrația virtuală de pe democrația virtuală cum Atlantia Online, democrația virtuală org, democrația Atlanta org, Virtual Democracy org, da, și astea, și mai am și muzica de pe podcast Atlantia Online, poze de pe e-world și așa mai departe. Și mi-a spus că noi, dacă vrei un credit de consum, că tu vrei 10.000 de dolari să-ți faci operație la genunchiul stâng, de 8 ani de zile nu ai viață, atunci, și acum mi s-a umflat și mi se tot blochează, mi se mișcă sau la mână, la mână nu mai trebuie, la coloana vertebrală, că am vertebre deplasate în partea lombară și ieri am fost în bună vreme, am cumpărat o saltea cu 50 de lei și avea mulți păduc și pureș de câine ea. Și am spălat-o cu spirit și cu apă, cu săpun și cu detergent, să dau dracule afară păduchii și pureci din ea. Așa. Mă, nu mă mai doare coloana vertebrală așa de mult. Că eu s-a atea tare și ca în junglă, cum dorm în pădure, îmi ține coloana vertebrală dreaptă. Numai că am rămas fără dinții gluri, hărbani, așa, și da. Am zis inițial să iau un credit de consum, să-mi fac măcar dinții. 1000 de dolari fiecare, da? 3000 de dolari, încă vreo 500 de ăsta, că carile că sunt profunde, așa, am nevoie și de care, și de plombă de interior, și de plombă de exterior, și mai departe. Și au crescut prețul de 20 de ori de când a venit străin în Cluj. Și mi-a zis fata aceea evreică, măi, dacă tu vrei chestia asta, trebuie să muncești, trebuie să fii angajat, sclav la stat. Și după aceea am dat o cotită, am început să povestesc despre firme. Și v-am zis, măi, dacă vorbesc despre firme, hai, dă-mi adresa de mail, numărul tale de telefon la 2-3 și te sunăm, că o să vină colegele mele și noi îți finanțăm, ăștia prin fonduri europene îți dau 50%, noi îți mai dăm 50%, da? Și dobânda e 10-12% la evrei față de 5-6% la români, dar diferența esențială este că românii n-au chef să te asculte. Am dat telefon la Feratul unde au 6.000% dobândă și sura, nu vor să mă asculte, da? Până la capăt.
Ce, no, așa, au o atitudine așa foarte refractară. Spune ce faci, spune ce te ocupi, dar nu, noi nu, nu. Așa, noi nu, 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 nu. Și după aceea am mai dat un pic un ocol în oraș, am mai băut un par de vin, o bere și am zis, înarmat cu răbdare și cu mult alcool, să mă duc la Banca Transilvania, pentru că știu că familia mea și familia lui spuse, Banca Transilvania, parte care are o afacere de familie. Numai că eu neavând 37 de ani și 7, 1 sau 38 sau 40 în pizda măsii, nu primesc încă niciun ban de acolo. Că așa am ajuns să am 100 de lei în buzunar și să, na, să trăiesc în sărăcie toată viața. Și cum am dus la Banca Transilvania, era un șir imens de lume afară care aștepta să scoată 10-20 de lei de la ATM-uri. Am intrat înăuntru, erau mulți oameni acolo la caserie, la Western Union, să scoată, era tip aia roșcată, de care mie îmi plăcea foarte mult, s-o fut, nu știu ce. Și am întrebat, măi, credit, aș vrea să iau un credit, mă întreb de consum sau de firmă? Și zic eu, păi, am o firmă aia și de corporație și mă întreabă înregistrat. Zic eu, nu înregistrat. Deci, pentru persoană fizică, du-te la etajul întâi. Și m-am dus la etajul întâi și era cu marmură, era frumos pe acolo și erau două, trei fete care în engleză vorbeau, dar erau românce, numai una era. Și asta care era străină, tot le făcea poze. Și am așteptat, m-am uitat la el că le faci poze și a venit una impresionat de faptul că încă nu l-am deranjat și m-a întrebat, măi, tu ce vrei? Și zic, băi, am o firmă, IHL Data Corporation, vând calculatoare pe sisteme de operare Linux cu sistem Zorin OS. Și am nevoie de un credit. Zice, măi, atunci du-te la etajul 2, la firme. Mă duc la etajul 2, am urcat iarăși scară de marmură roșie acolo cu aur, cu argint, cu plante, nu știu ce. Foarte fain etajul 2 pentru firme, nu mai era nimeni, numai eu eram pe acolo. Și era o tipă cu unghii verzi, așa, și cu pete albe blonde, foarte bună de futut, așa, pe acolo. Și m-a ascultat și apoi nu m-a întrerupt absolut deloc. Era ca o femeie macedoneană, că nu era supusă, dar era așa, avea un respect extraordinar față de bărbați, față de mine. Nu m-a întrerupt nici măcar un singur moment cât am vorbit. Și mi-a zis, măi, dacă vrei finanțare europeană, hai că-ți facem cunoștință cu directorul pentru IMM-uri. Du-te la etajul 3. Și m-am dus la etajul 3, acolo și mai luxos, și mai mult aur, și mai mult argint, și mai multă marmură roșie. Și mai multe plante. Și erau trei fete virgine acolo, o blondă, o brunetă și o roșcată. Și mă țintă la mine și zice, măi, ce vrei, că tu ești îmbrăcat așa, eram în tricou, în pantalon scurt, mai aveam 100 de lei în buzunar, ce vrei, eram neras. Zic, măi, vreau să fac o firmă, un IMM, să povestesc cu dreptul la IMM, să uita la mine ca la un extraterestru, zice, măi, dar nu s-au înființat decât 4 firme în toată țara asta românească, numită România, într-un an de zi, sau 5 ani. Și eu, după aceea, una a zis, aia roșcată, hai după mine că te duc, așteaptă aici, stai aici că îl chem pe director. Și a venit directorul, unul mai țigănos așa la față, ori, na, macedonean sau așa. Și mi-o strâns mâna și mă întreba, măi, ce scrie la tine pe tricou? Sunt un atlant, trăind în Atlantida, atunci când a zburat din nou. Și ce vrei, mă? Păi, vreau să fac o firmă, un startup. Să am nevoie de finanțare. Zic, măi, noi nu mai finanțăm startup-uri, numai 4 startup-uri, numai 4 firme s-au înființat în țara asta, nenorocită, împusită și rea, în ultimii 5 ani de zile. Zic, păi acum s-au pornit fondurile europene, m-am uitat pe fondurile europene, prime jumate din la 400 de miliarde am pierdut, cealaltă jumate, iarăși l-am pierdut, că 2 ani jumate n-am făcut nimica, da? Și avem rata de absorpție 0. Și și zice, măi, fii atent, dacă tu obții finanțare europeană, noi îți finanțăm. Câți bani îți dai aia? Ce axă? Zic, eu abonam ce axă e, că ăștia cu birocrația lor europeană trebuie să faci 3 conturi și să iei 2 secretare și 5 contabile pe care să le fuzi mereu, nu? Și da, deci trebuie să ai cont în euro și în dolar și în lei în același timp. Că m-am uitat, din 2007 am făcut un semi-proiect, zic eu, mă, 25%, deși eu știam că 57%, deci pe proiectele umanitare, Uniunea Europeană sponsorează 100%, deci toți banii dau ei, pe proiecte gen democrație virtuală, hai să unim lumea 75%, și pe proiecte gen, hai să facem o firmă de calculatoare sau să o facem un drum,
50%, încă dacă faci un drum prin zone defavorizate, chiar îți dă 75% sau 100% și 43 de miliarde de dolari, nu milioane, miliarde, 43 de miliarde de dolari. Pe următorii 3 ani de zile, sau 4 ani, 3 ani jumate, da? Ok. Că și ei cu birocrația, că trebuie până iulie 2019, gata să știi, da, da. Tot. Mi-a dat cartea lui de vizită, știu cum îl cheamă, mi-a zis să mă duc la ăștia, la școală. Mi-a zis, bă, nu-s multe firme care pot să te ajute, dar du-te la un prieten de-a meu care e sus, la etajul 1, la Inspectoratul Județean Cluj Școlar, pentru școleri, pentru elevi. Du-te acolo la etajul 1 și stai de vorbă cu el. No. Asta mi-a zis omul. Și mi-a strâns mâna, mi-a urat ăsta weekend fericit și eu mi-am urat weekend plăcut și am plecat. După ce au venit cele trei fete și m-au întrebat, măi, aia cu unghii verzi ai reușit, și aia altă roșcată ai reușit, și aia roșcată de jos, și aia blondă de jos m-au întrebat. Toate patru m-au felicitat. Și coborând așa, am dat iarăși peste plebe aia, mă, care așteptau numai să scot 100 de lei sau 10 și 20 și eu eram ca ei până acum. Și mi-am dat seama, bă, contează puterea, nu banii, da? Că bani poți să ai oricât. Că numai trebuie să faci, că nimeni, deci, care e filozofia băncii? Dacă zici, mă, vreau un credit de consum să-mi fac operații la genunchi sau la creier sau la dinți sau la coloana vertebrală sau să cumpăr un frigider sau casă sau mașină sau nevastă, da? Sau mai multe reveste. Zic, nu, și ce câștigă societatea din cauza, din fața asta, din faza asta, nu câștigă absolut nimic, că tu ți-ai tras un căsoi cu 20 de camere, da? Sau că ți-ai făcut operații la genunchi. Sau că ți-ai pus dinți în gură. Ei nu câștigă nimica. Ca să câștige societatea, tu trebuie să mugești, bă, băule. Și asta e ideea. Deci, ideea e că trebuie să mugești. Prima dată mea vorbești cu omul, îți faci firmă, după aia îi vezi pe mafiuții aia de la fondul european, eventual mai încurajez un pic, băi, proștilor, nu băgați termenul de o săptămână, două, băgați tu termen mai larg, două tiluni și băgați-i pătăți la colimator acolo. Și autorități de centrală locală și firme și persoane fizice, că tăți, când fac o chestie de pe axă de IT sau de agricultură sau de transport sau de draculacu, ei tăți muncesc la fel, adică fac aceeași chestie, e o prostie să zici că atunci când guvernul face un drum, face drumul altfel decât atunci când îl face primarul sau când îl face un om ca și mie. Deci eu dacă fac un drum, sunt dezavantajat față de stat, pentru că statul poate să tipărească bani. Eu nu pot să tipăresc bani la mine acasă, da? Ok. Și nici nu pot să iau împrumut cu dobândă de 0,5% de la Banca Națională a României și să-i dau telefonul lui Isărescu, măi, Isărescu le tipărește niște bani în Elveția, că eu am nevoie de ei. Nu. Și de aceea în Atlantida, de aia vreau să vorbesc despre cruzime, pentru că e un om în Atlantia, asta Cioloș, de aceea în care conduce orașul Atlant din Bucegi, care are o problemă la Rinic de 20 de ani. Și de 20 de ani s-a spus, nu ai nimic la Rinic. Nu te duci, nu te întrebi. Nu am avut viață opusă. Cum n-am avut viață 10 ani, nu am avut viață 20 de ani. Că și mie mi-a zis, n-ai nimic la genunchi, da? Care genunchi? Și tot dădea așa din mână, maică, da? Și asta e cruzimea. Că odată poți să-i spui, bă, mor bolnavi în spitale, n-avem doctor, n-avem echipamente. Când avem echipamente, că le cumpărăm, 6 luni doar să le punem în priză, că habar n-avem că suntem proști și încă 6 luni să ne dăm seama că doctorul este prost și nu știu să le folosească. Pentru că mai de un mes m-a acostat pe sală două tipe și mi-a zis, dă bani pentru incubatoare, că avem doctor, n-avem incubatoare. Zic, măi, dar în alte părți au aparate pentru așa, dar nu au doctor. Adică au doctor, dar doctorii trăiesc în comuna primitivă sau în evul mediu sau în sclavagism și habar n-au cum să le folosească. Și au nevoie de training. A, plecă! Și am plecat, da. Și România e cam în starea aceea, că și omul ăla m-a întrebat banchierul, ce mă, dar tu ce vrei să vinzi? Zic, păi vreau să mă calculare pe sistemul Linux, zonul Play 4.8.7. Zic, ce mă, și la cine o să le vinzi? Păi la ăștia, la care ăștia? La ăia, la angajații și la director, la ăia patru firme nou apărute în România într-un an sau în trei ani sau în cinci ani de zile.
Cam puțin, nu? Cam puțin. Și există, deci voi trebuie să faceți următoarea chestie. Toate taxele să le coborâți la zero, și TVA-ul, și taxele pe impozite, și pe profit, și notare, și curve, și toată lumea, da? Toată lumea zero. Sau 0,5, sau 0,1, sau 1% at most. Sau 5%, hai să nu vină americanii să ne dea în cap cu legea anti-dumping. Că și în Bulgaria s-a întrebat exact la fel, toate taxele au fost reduse la 10%. Nu 16 sau 20 sau 50% din 50% din venitul fiecărui amărăștean care ia $100 de lună sau 200, îi ia statul ca să dea la pensionar și ca să dea. Ar fi mult mai simplu să luăm credite externe pentru pensionar, pentru armată, pentru poliție, pentru sănătate, 5 ani de zile, să desfințăm toate taxele pentru firme, pentru notar, pentru cei care muncesc. Nu numai pentru firme, pentru director, ci și pentru salariați, pentru că salariații sunt cei care produc. E ca o chestie, așa cum dă Dumnezeu, spune nemanifestatul, în ordine și pe aceea se merge până la ăla care dă curindeaua. Dar și ăla care dă curindeaua, deși e mai prost ca și Dumnezeu, spune nemanifestat, și el are dreptul să aibă viață, nu? Că toți suntem egali până la urmă, și puțin în Macedonia. Și desfințați, dracu, toate taxele pe 5 ani de zile, dați un moratoriu fiscal. După ce dați moratoriu fiscal și vin toate firmele și crește activitatea economică și apar startup-uri, puteți să le puneți la loc. Da. E logic. Pentru că 50% din nimic e tot nimic. Din zero e tot zero. Da. Deci asta e faza. Da. Și mai am câteva sugestii. După ce o să fiu prim-ministru, am auzit că o să ajung prim-ministru. Sau ministru de finanță. Să fiți iubiți de IT.